se va demestecă în remediu miraculos care a uimit medicii. Mestecanul, denumit și arborele vieții, este originar din Siberia, însă crește și la noi, în zonele de dealuri și câmpii. Se va demestecă este cunoscută pentru capacitățile sale deosebite, care au fost testate de-a lungul anilor prin numeroase studii medicale și se poate utiliza atât intern cât și extern. Iată câteva dintre nenumăratele efecte binefăcătoare ale sevei. Este un foarte bun tonic fizic și psihic. Pentru efecte benefice, se administrează câte 2 ml de 2 ori pe zi, dimineața și seara, timp de 3-4 săptămâni la adulți, iar la copiii peste 10 ani, 1 ml de 2 ori pe zi, în același interval. Remediul împotriva cancerului. Există mai multe studii care pun în evidență efectele antitumorale ale mesteacănului, în special ale sevei și ale scoarței acestuia. Principalul vinovat pentru acest efect este un principiu activ, acidul betulinic, care se găsește în proporții mari în mesteacăn, mai ales primăvara. Acesta are efect citostatic asupra celulelor maligne din formațiunile tumorale de pe sistemul nervos, mai ales la copii. Pe lângă tipurile de cancer mai sus menționate, în ultima vreme s-au obținut rezultate pozitive și în cancerul ovarian, cancerul pulmonar și cancerul mamar. Se va de mesteacăn. Mesteacănul conține principii active care au acțiune diuretică, antiinflamatoare și antibacteriană, prin urmare se poate utiliza în tratarea și prevenirea cistitei. Se recomandă consumul a câte 1 litru pe zi, timp de 2-3 săptămâni. Combate reumatismul dacă se administrează 1 litru pe zi, timp de 3 săptămâni, iar pentru intensificarea efectului se pot aplica și cataplasme cu pulbere de scoarță de mesteacăn. În bolile de ficat, este ideal consumul a câte o cană de suc proaspăt de mesteacăn sau infuzie de mesteacăn de cel puțin 3 ori pe zi. Poate combate părul gras dacă se întinde seva pe păr înainte de spălare. Efectele vizibile se observă după aplicarea de 5-6 ori la 2-3 zile, astfel părul va fi mult mai sănătos, mai rezistent și mai strălucitor. Seva de mesteacăn concentrează toate substanțele nutritive necesare creșterii arborelui. Glucoza și fructoza conferă gust ușor dulceag, aminoacizi, vitamina C, minerale, calciu, magneziu, mangan, zinc, fosfor, sodiu, fier. Acești nutrienți se află în proporții optime și se asimilează cu ușurință în organism. Poate fi procurată de la plafar. Colici renale sau litiază renală se beau între orele 8-12 dimineața până la 600 de ml de sevă proaspătă de mesteacăn în cure de minimum 5 zile. Are efecte foarte puternice de dizolvarea calculilor renali, de stimularea activității rinichilor și implicita diurezei. Intoxicații cronice se face o cură de o săptămână în care se bea jumătate de litru de sevă pe zi, de preferință dimineața pe stomacul gol. Procedura se recomandă la început de primăvară persoanelor care suferă de gută, reumatism, dermatoze diverse, colită de putrefacție. Creșterea părului, după spălarea părului cu șampon, se face o clătire dublată cu un masaj la rădăcină cu sevă proaspătă de mesteacăn. Procedura durează 10 minute, după care părul se mai clătește odată cu apă curată. Combate guta. Artrita se poate ameliora cu ajutorul curei pe bază de sevă de mesteacăn, administrată pe parcursul a 3 săptămâni, 1 litru pe zi. Efectele antireumatice ale sevei sunt amplificate prin aplicarea externă de cataplasme cu pulbere de scoarță de mesteacăn pe articulațiile afectate. Același tratament se folosește și pentru tratarea cu succes a gutei. Elimină pietrele la rinichi. Pietrele la rinichi pot fi eliminate printr-o cură de 20 de zile cu sevă de mesteacăn, pe care o puteți găsi în magazinele cu specific naturist. În prima zi se consumă 0,5 litri, în a doua zi 0,6 litri, până ajungeți în cea de-a cincea zi la 1 litru, cantitate ce se va bea vreme de 10 zile, după care scade gradat cu câte 0,1 litri pe zi, așa încât în ultima zi de cură să se consume din nou 0,5 litri de sevă. Psoriazisul și-a găsit leacul. Se pun pe leziunile produse pe piele comprese cu sevă de mesteacăn ce se țin vreme de o oră. În paralel se face o cură internă cu câte 1 litru de sevă pe zi.
efectul antibacterian se va face simțit din plin la nivelul pielii afectate, de ajutor în obezitate. Se va demestecă în o extraordinară forță de a purifica organismul. Un litru pe zi din acest remediu consumat intern elimină apa suplimentară din organism, amplifică tranzitul intestinal și accelerează metabolismul. Asociat cu o dietă săracă în carne, grăsimi și dulciuri, remediul este ideal pentru o cură de slăbire, ajutând la scăderea accelerată în greutate, fără a pune în pericol sănătatea. Se va demestecă în conține acizi organici, săruri minerale de potasiu, calciu, magneziu și cupru, vitaminele B și C. Cum obținem seva miraculoasă? Dacă vreți să preparați singuri seva de mesteacăn, colectați seva în lunile martie și aprilie, atunci când copacul revine la viață. Se obține prin sfredelirea trunchiului în adâncime 4-8 cm sau mai bine a unor ramuri tinere viguroase, din care va începe să curgă un lichid limpede cu gust acrișor dulceag. Seva de mesteacăn. Această operațiune se face numai cu mesteceni maturi, iar după colectarea 250-500 ml de sevă de mesteacăn, una, două căni, se unge imediat orificiul cu rășină pentru a opri scurgerea, care altfel ar afecta vitalitatea copacului. După colectare, seva va fi strecurată cu ajutorul unui tifon. Este necesar ca după ce se încheie colectarea, crestătura făcută în trunchi să fie acoperită cu ceară, rășină sau smoală, pentru ca astfel mesteacănul să nu fie supus la unele infecții ce se pot strecura prin acea crestătură, ferindu-l de boală sau chiar de uscare și de moarte. Modul de administrare. Seva de mesteacăn se consumă pe cât posibil imediat după recoltare, când încă este foarte proaspătă, iar vitaminele, enzimele și alte substanțe organice complexe din compoziția sa nu sunt oxidate. Pentru tratament se recomandă 0,5 un litru pe zi la adulți, în timp ce pentru copiii între 8 și 12 ani, 200-500 ml pe zi sunt suficienți, iar pentru cei între 4 și 8 ani, numai 100-300 ml pe zi. Durata curei nu este condiționată de obicei, decât de perioada în care seva e secretată de copac.